Salutare! În urmă cu aproximativ 3 ani de zile am postat un videoclip cu o cultură de genul ăsta de ciuperci. O cutie, dar de data era în acel videoclip era galbenă. O să vă las link în descriere. Vă recomand să vizionați pe acela primul, iar după să reveniți aici. V-am promis că o să mai fac cel puțin un videoclip de genul ăla. În anii trecuți am tot căutat această cutie, dar n-am găsit-o, nu știu, n-am fost eu la timpul potrivit acolo. Atunci am cumpărat-o de la Dedeman, de data asta am luat-o de la Leroy Merlin. Prețul i-a fost 32 de lei. Într-adevăr, nu știu dacă se rentează, nu cred. Cel puțin data trecută nu era prea rentabil. Nu mai rețin câte kilograme am scos. Dar, în orice caz, o să mă uit și eu și până la sfârșit, pentru că o să fie destul de multe etape. O să treacă o lună de zile până o să postez acest clip, de la data când fac operațiunea asta. Ok, deci vorbim de un soi de ciuperci champignon, pe alb, nu pe brun. O cutie care o găsiți, nu știu dacă are și greutate, ar trebui să scrie greutatea undeva. În fine, desfacem să vedem despre ce e vorba. Mi-am pregătit exact aceleași unelte care le-am folosit și data trecută. Pentru a evita întrebările de același gen, nu, astea nu sunt în pachet, ea vine doar așa. Și să vedem ce avem în interior. Instrucțiuni. Ne explică aici pas cu pas ce trebuie să facem. Foarte util să stropim cu un pulverizator de genul ăla. Ne zice că trebuie acoperit stratul de jos. Vin două pungi în pachet. O pungă cu turbă, iar jos avem compostul cu miceliu. Iar trebuie să acoperim cu 2-3 cm cu turba aia tot stratul acesta. Se umezește, iar apoi între 15 și 25 de zile trebuie să apară ciupercile, primul val, cum scrie aici, primul val de ciuperci. Bun, după ce se pune se desface sacul, se pune turba aia, se pulverizează, se închide sacul înapoi, timp de vreo 12 zile sau ceva de genul ăsta. Nu mai rețin exact. În orice caz, până se fac ciupercile, ies ciupercile și se fac ca un bob de mazăre. Atunci se desface punga și se așteaptă creșterea lor pentru recoltare. Ne spune inclusiv la câte grade trebuie păstrat, între 20 și 25, până iese practic ciuperca, iar după între 14 și 20. Într-un loc umed, scrie aici, de exemplu, un beci. Bun. Ferii de soare, cu siguranță, pentru că nu ne dorim să le stricăm. Ok, nu mai lungim, desfacem chestia asta. Nu știu cât de ok este acest marcă, nu știu dacă e aceeași marcă ca și data trecută, cutia, habar n-am. Ceea ce vreau să vă arăt este aici, practic, se vede ca un mucegai. Practic asta e. Și da, din păcate nu e prea bine nivelat. Nu e prea uniform, dar nici nu aș vrea să bagă furca asta în el să-l stric. Sau poate nu mai merge după. Așa că am să-l las așa. Și cu siguranță, uite cum suntem acum cu fața. Aici o să iese prima dată ciuperci pentru că o să fie stratul mai subțire. Bun, trebuie smărânțită bine turba asta aici. Ea e umedă, o să vă murdăriți foarte tare pe mâini, de-aia am ales să iau și furca aia. Foarte important, nu trebuie tasată. Punem aici. Ea oricum e destul de umedă. Mare atenție să nu puneți nici prea multă apă, că iară nu e ok. Da, eu am încercat să-l sfărâm cât am putut, dar se pare că nu mi-a reușit complet. Așa că de-aia mă folosesc de furca asta ca să-l mărunțesc cât mai bine. După terminarea ciclului de recoltare sau, mă rog, se poate folosi ca și îngrășământ în culturile de legume
sau în ce vreți voi. Scrie acolo că nu dăunează cu absolut nimic. Din contră, e foarte nutritiv. Da, deci practic trebuie făcut un strat cât mai uniform. Data de azi este 16 aprilie. Și sunt curios când o să iese. Bun, deci nu trebuie tasat, eu l-am așezat cât de bine am putut. Cred că se și vede. Ok, deci e perfect, aproape perfect neted. În continuare, stropesc cu pulverizatorul. Legat de apă, mi-a zis câțiva dintre voi în comentarii să nu folosesc apă de la robinet, ceea ce nici n-am făcut data trecută. E apă din fântâna proprie din curte, fără clor, fără prostii de genul ăsta. A zis că ideal ar fi apa de ploaie, dar din păcate mai greu. Acum nu prea a plouat în ultima vreme și nu am... Udăm. Deci trebuie puțin mai bine așezat. Ok, am udat cam atât din chestia asta și o să mai ud un pic. Vreau să fie perfect, umed, dar în același timp nu vreau nici să răsufoc. Am citit acolo că în caz în care este mai mult de un centimetru pe fundul acestui sac, este deja o problemă. Ce am să fac? Am să dau totuși niște găuri, așa se recomandă și acolo, dacă consider că ai udat prea mult, să găurești fundul. Și am să dau niște găuri de jos cu ceva ascuțit prin tot, prin cartonul ăla, ca să fiu sigur că nu o să le omor cu apă. Ok, deci se vede că e fleașcă. Cam atât am pus. Următorul pas se recomandă a se închide sacul până crește șuperca de dimensiunea unui bob de mazăre. Ceva de genul ăsta. Să vedem și câte zile. Și 18 zile. Deci perioada asta trebuie să stea cam așa. În perioada asta nu se udă deloc, se lasă așa și se așteaptă. O să le bag la un loc răcoros și revenim. După aproximativ 30 de zile de la plantare am uitat de ea și cam așa de mari s-au făcut ciupercile. Cel puțin una dintre ele, celelalte arată cam așa, sunt aproape 500 de grame. O să vă arăt câteva poze. Cam așa arătau ele în cutie și cam astea sunt pe cântar. Acum probabil vedeți că sunt foarte multe care o să iese. Deja sunt formate. Dacă pot eu să vi le prind. Se ved acele gogoșele mici care o să crească. Uite aici una ceva mai mare. Și prindem în focus. O vedeți? Da. Deci primul val, undeva la 500 de grame, din păcate au mai stat și câteva zile în frigider. Acum suntem în data de 21, deci ele au 5 zile de când au stat în frigider, special ca să ajung eu când nu eram acasă, sau stafidi puțin. Da. Ok. Revenim cu valul 2. Deci pe data de 15 aproximativ au fost culese, suntem în 21 azi.
rezolvăm. Vedem ce este. Da, și încă ceva, deci au trecut 30 de zile pentru că trebuia să le urmăresc și când sunt de dimensiunea unui bob de mazăre aproximativ ciupercuțele, să desfac folia. Ei bine, ea a rămas închisă o lună de zile și tot s-au făcut ciupercile. Mai consultam puțin foaia acum. O să las deschis și vedem ce iese, cât scoatem, ce scoatem. Iată, am revenit după nu știu câte zile, din 13 iunie, am uitat de ciuperci din nou, s-au cam stricat, turba asta e destul de tare, n-am udat-o deloc, așa că o să o ud, astea o să le arunc și revenim. Ei bine, cultura mea de ciuperci a luat sfârșit mult prea devreme. De ce? Pentru că n-am avut grijă de ea. Și momentan arată cam așa, după ce vedeți aici un lichid de a reveni de jos, am încercat să pun mai multă apă, dar odată ce s-a uscat turba asta pe deasupra, adio, n-am mai avut ce să-i fac. Am mai încercat eu să stropesc cu apă, n-am avut grijă de ea, așa cum am zis, am uitat să o culeg, am uitat să o ud, am uitat, mă rog, a fost și cam cald, nici zona, mă rog, locul n-a fost foarte bun și de acolo problemele. Așa că am dat un bară de data asta. Ce să zic, învățați și voi din greșelile mele. Da, udați, verificați periodic. Eu am fost plecat cu săptămânile de acasă și se vede rezultatul. Aici e un terci acum. O să merg să vărs sacul ăsta prin grădină ca să fie compost. Da, într-un loc oarecare o să vărs tot terciul ăsta. Nu știu ce e acolo. Vedeți și voi cam cum ar arăta. Da, va intra în pământ. Aruncăm la coș restul și cam asta e. Îmi pare rău pentru rezultat și pentru ce a ieșit, mai mult sau mai puțin, dar asta e. Data viitoare nu o să mă las și o să mai încerc, poate cu mai mult noroc. Ca de obicei, vă mulțumesc de vizionare, nu uitați să vă abonați, vă salut, la revedere!